Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de podcast On Record. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că ne urmăriți din ce în ce mai mulți pe TikTok-ul uh, oficial On Record Podcast pe Facebook cu bifă albastră on record, YouTube-ul crește ușor, ușor, suntem și noi la început, neacceptați și cu greșeli și cu uh, uh, lucruri de calitate pe care le-am făcut tot timpul. Dragi prieteni, invitatul meu de astăzi, știu cred că de vreo 20 și ceva de ani, este fondatorul unui celebru concurs de frumusețe ce a fost difuzat, cred că n-a fost difuzat nici pe, cred că mai avea puțin să fie difuzat și pe TV Șanț Moldova. A fost difuzat pe toate canalele de televiziune, cei drept și pe cele naționale, de la TVR, OTV, Canal D, TV Neptun, îți mai spun și așa mai departe. Fondatorul Miss Plaja, omul de afaceri italian, domnul Manuel Germani. Bine te-am găsit, Manuel! Noi ne ce? știm de foarte multă vreme, tu ești un om cu din foarte... 2003, uh, ce 2002, 2002, ceva 2002 din 2001, da. ceva de genul ăsta. N am cunoscut în ocazie cu Dan Diaconescu la OTV, cred. La no? OTV, când tu ai venit să faci Miss Plaja, da. uh, din un Max, nici nu mai țin de cine Nu, no, atunci am fost altă, am fost uh, Ana Maria, Fis, fica de la Orezano face o de la, prezentare. De la directorul de la TV, Neton, TV așa De la Miss Plaja, dragii prieteni, au plecat, au plecat vedete mari, cum este Alexandra Stan. Da. Da. Foarte multe fetele care sunt la televizor sunt ele pornite de la zero, de la concursul Miss Plaja. Da. Miss Plaja. Asta, pentru asta a adus concursul în cât mai sus, da. Cât mai sus. Mult succes. Hai să vorbim mai întâi despre omul de afaceri, Manuel Germani. Uh, puțină lume știe că tu ești un uh, foarte bun manager și un foarte bun. Uh, nu nu om de afaceri în zona cu construcții, că nu construiești tu cu bidinaua, dar în același timp ai și această pasiune pentru televiziune. Hai să o luăm cu începutul. Când a început aventura uh, cu România a omului de afaceri, Manuel? Germani. Uite, s-a întâmplat că i-am avut tot în domeniul construcției în, la Roma, construam clădire, vile și am avut mult românii la șantiere. Așa, niște romeni care lucra și spunea că, uite, arată înainte, nu exista Facebook, nu exista TikTok, nu exista nimic, arată potele fizic. Mm -hmm. Și arătau unde lucra, la uh, aici la șantiere în, în, România cu puțin bani și a fugit, a venit în România. i m am angajat și am avut foarte multe români la șantiere. Și unul din băieții asta m-a dus, domnul Manuel, aici la București sunt terenii la centru București. Ea nu vedem secret. Când am venit, am văzut atâte terenii disponibile pentru construcție, m-am nebunit și am început să am înființat o firmă imediat, o firmă și am început cumpărăm teren. Și eu sunt arhitect și am început proiectare și... Tu la, la, la profesia ta de, de arhitect? Da. ce mai celebră arhitect e Roma, adevărat. Am, am, am fost la profesor la Universitatea de Roma, adică am făcut treaba. Am înțeles. Dar zi-mi lucru, e mai bănoasă la noi sau afară Profesia asta, adică e mai... Unde câștigi mai mulți no. bani din arhitectură? Aici no. sau afară? Nu. No. Pentru proiectare, absolut în Italia. Dar afacere, Sau în Europa? Cam Europa, dar da. Italia foarte. foarte ok. Pentru profesie sunt foarte mulți bani pentru arhitect. Dar nu m-am mulțumit pentru uh, onorare de arhitect. Eu am vrut să fac afaceri. Tot în Italia facem afaceri. Am făcut, am făcut și în Tenerife. Am făcut prima mare construcție, am făcut la Los Cristianos, în Tenerife. După am venit în România, am început să cumpărăm foarte mult de teren și construim mai multe clădiri. De acolo a început. Și în vedere că iau în Italia, tot facem și un concurs, am început și cu un concurs Asta e o singură, stai să luăm cu În România, când ne în ce an s-a întâmplat asta? 2000 am venit prima dată, 2001 am început prima firmă. 2000-2001, am crezut că de mai demult. Așa, Sunt deci? 24 de ani. 24 de ani ai învățat limba română și cu câți bani ai venit în buzunar să investești în România? Câteva de milioane de euro atunci am fost foarte mult. Atunci. Mă dați seama terenii... Și acum. Bine, atunci terenul că am construit la, în fața Molvitan, un clădire de Business, da, de metri pătrați, de... costa 100 de dolari la metro. Acum costa 4.000 de euro la metro. Adică proporție de foarte mult. Ai avut și flair în stății în astea. În uh... Pe, Italia am avut agenția imobiliară, am, facem treabă și în Italia. Adică nu am venit așa, am venit cu experiența experiență și cu banii. Și cu experiență și cu bani dar prof, uh, pasiunea pentru arhitectură de unde ai dobarit? Eu sunt arhitect. Și n-am spus, am făcut... Păi am știu, dar de unde e pasiunea asta? E copietul, tata, mama. Nu, no, nu. No, no. Chiar îmi plăcea... I-am început cu o poză la școala După de acolo am pornit cu o poză de clădire, de fetele, windsurf. Atunci am început facultate, am terminat facultate. După am avut un prieten, că facem împreună proiect. Și am intrat în lume și obis cu un avea, i am avut un brand, una propunere pentru cinema, adică un propuner pentru cinema, un brandon meu în Italia. Uh -huh. Și am uh -huh. foarte multe, zice, evenimente. Evenimente mondene. Da, la, la, la atunci, adică n am venit cu, când am venit aici am registrat mai multe brandilor, Miss Plaja, Miss Manele, Miss Cinema, Miss... Foarte multe. Ai înregistrat toate brandurile astea. Bread. Dar zici mie, la voi arhitectura câți ani se face? Câți ani de arhitectură? Cinci ani. Plus un cinci an. an. Cinci ani și un an în stagiatura acum da. ar veni. La e, noi și... nici nu știu cât se face. Da. La noi cât se face, nu știi. Tot cinci ani. Tot cinci ani? Da. Eh, da. Am înțeles. Dar în uh, Italia, după am trebuit să mai fac un an, că l-ai uh, pentru să cheamă examen de stat. Adică stat te fac un examen că tot poți să uh, de bine în Baro de arhitecți. Deci a, deci da. o uniune, la nu este uniunea arhitecților, da, la voi Baro. Un... La noi e barou, Ok. La noi este un de arhitecți. Da, am înțeles. Da. Uite, vezi un alt mare arhitect al României cu foarte mulți bani, din păcate nu mai e, vorbim despre domnul Dinu Patriciu, el a băgat bani în petrol. Tu ai băgat bani în proiectul cu Miss Atențiune, Atenție, <laughs> petrol. Eu n-am mișcat niciodată afacere cu un stat. Deci, de afacere, ce? De ce? De ce? risc. Adică vine cineva, un procuror, un cineva, pentru orice motiv, poți să desfințează de. multe lucruri, din păcate. Și în Italia, și aici, și în America, peste tot. Eu am încercat niciodată am atinge la politică. Politica este foarte bună și foarte periculos. Dar ai fost coptat vreodată de un partid să faci parte dintr-o... Nu, no, eu sunt neutru. Mă rog, am niște idei, dar nu e spun. Am înțeles. Da. Deci nu te interesează politica. Zim, cum a început uh, aventura cu Miss Plaja, În ce an? Am sus tot 2001, când tot am venit eu, făceam și în Italia, și în România, prima an. Am avut și birou în Italia, când făceam. Adică, în birou am avut până în 2024 în Italia. Uh -huh. Și în România. Dar nu mergea unul și alta, și pierdem bani și aici și acolo nu am avut control total. Dar producția în sine a diferit de la an la an. Ai avut și ediții mai bune și ediții mai puțin bune, nu? Da, Care au, au fost? I am început cu Miss Plaja, facem în fiecare an 10 ediții. Ediție 1, 2, 3, până la 10 și semifinale și finală. Adică facem 12 ediții anul. Foarte Aha. mult. Da. Asta datoria am spus, economic, m-a să pot să fac un curs atât mare. De ce? Noi am fost la mare cu un hotel nostru și putem să cazăm fetele acolo. În mod deci start mai scăteți da. niște cheltuieli. Da. da, foarte mult cheltuieli. Deci, să seama, vara, pentru o, o, fată, pe noapte costă 100 de euro acum, nu? Atunci costă mai ieftin, dar costă. Și plus am imobilele mele, că fetele sunt acolo. Pentru asta am putut să fac un concurs așa mare. După am redus la cinci ediții, după acum fac o ediție mare, că e concursul foarte cunoscut. Deci o ediție, adică filmezi... Faci o ediție, mi e dar gata, acum de trei ani. Înainte, facem mult că fie cunoscut concursul. Dar mai sunt interesate fetele de concurs de genul ăsta? Adică îți vin la înscriere? Înainte, înainte... Era o nebunie, fost, toată lumea vrea. Da, deci și acum, dar problema este foarte mult fetele plece afară. Adică fetele nu mai sunt în România, că unul plece în Anglia, unul merge în Italia, adică pe job diferite. Pe alte fetele merg să facă alte job. Adică fetele interesați să câștigă bani. Înainte nu au avut nicio job și veneau la concurs. Dar dintre participantele tale s-au -au nimerit, nu s-au nimerit, au avut une, unele nu succes, altfel să zic, um, au avut șansa să devină cineva, adică în afară de Alexandra Stan. Foarte și nu, nu vorbesc de, deci eu vorbesc de o carieră de modeling. Foarte multe fete ale mele sunt la Milano, adică nici mă amintesc, -am dați seama la mine în clipa asta sunt 31.000 de mii de fete scris pe site-ul nostru. Adică că a trimis cerere. Dar tu ai exclusivitate cu ele? Adică dacă un manechin, un, manechin, no, un, no. creator vrea să le, să le ia în prezentarea? No, avem, eu îmi lasă libertatea toată lumea. este un, un, un om foarte, cum se zice, democratic. Adică nu Forțase la nimeni. Dar nu să forțezi, da, no, Mă rog, dacă S se semnează un contract, e să o ai forțat. Adică dacă să și le dai jobul, asta da, e no, interesant. Iau fetele că particip la concurs. Cine a câștigat un titlu e de pentru premiu trebuie să semnează un contract pe un firma pentru un an. Atunci, acest un an are obligație, da. Nu mm -hmm. poți să mergi oriunde vrea el. Dacă vrea după este liber. Oricum, ia fetele, încerc să trimis peste tot, că se fac cariera. Asta e Și să fie vizibile, că ăsta e scopul. De până... Scopul, că se vine cât mai mult fetele în cauza asta, că toate canalele televizor mă caută, în cauza că e foarte cunoscut și foarte multe fetele mele sunt date pe televiziunile. La da, toate, de a, așa le-am da. văzut peste tot. Zimeu, care a fost cea mai fabuloasă ediție? Trebuie să te mândrești cu o ediție în care, Sincer... nu știu, a venit un artist mai important, de câți ani îți prezintă Dinu Maxer? Dino Maxer, aproximativ 12 ani. 12 ani. Da. De a, -a... De a ajuta și scandalul cu despărțirea, că s-a mai pomenit de Miss Plaja, hai că a fost bine cu Dino Maxer. Știi că Dinu, uh, Dinu, <fie> înainte de. Eu, când am cunoscut Dino, atunci s-a bagat cu Dea Maxer. Și am primit pozele... S-a cunoscut, s-a cunos cunoscut. S-a cunoscut, da. De și... aia Max a participat la Miss Plaja? No, nu, nu. No. vă da. la, la poze, la, uh -huh. adică, dar am făcut emisiune împreună, dar nu efectiv N-ai la... fost tunașul, că de-aia s-au despărțit. Dacă erai tunașul, era nenorocire. Nu, no, nu. No, adică no. nenorocire în sensul că Uite... erau toată viața împreună. Nu, no. nu. No, oricum, <laughs> eu am fost prezent mereu, că de a tot... În continuare mă caută, vin la mine, adică sunt prieteni. Asta nu a fost. Știi, viața așa este. Ei, ea zice, că, zice la televizor că unii prieteni s-au dus în gașca ei și alții în gașca lui. Ascultate, eu niciodată o cred la tot bărfele. Știi că trebuie să aud pe doi pațile, dacă vrea să fie... Nu. No. No, asta e viața. Asta adică este. asta e viața. După mine nu poți să cu comandii, sentimentele. Contează un prezentator la un concurs de mis? Adică aduce un plus valoare concursului? Absolut, da, absolut. Eu, oricum, Dino a început cu noi, după am fost și eu cu câteva de ani a prezentat Miss Plaja. Cine, da? cine a prezentat Miss Plaja? Ana Maria, Maria fiica de... Fata a, lui Orezeanu. A, pe câteva ediții, Cristina, Cristina Șișcanu. care e soția domnului Mădălin. A, și la concursul mi a așa, și, particip. și a și după câteva de un an, după un an, a prezentat câteva de zi. Mi-aduc aminte că făceam o emisiune la mare și ai venit cu Cristina Șișcanu, Adina Buzatu și era și Melek, da. Melec, Dumnezeu da. să ierte. Așa e și Cristina Șișcanu, actuală Ionescu. Ionescu, ne-am cunoscut atunci, da, nu no, dar ci ce ne știu, cunoștem, ne cunoștem puțin, la... dar ea nu neagă niciodată. Am, vorbit, am văzut am că vorbește frumos. Și la mine, am fost la, la mine la Clodiei. De deci, ce la Clodia la mine? Am avut și un etaj un restaurant italian. Atunci, 500, 600 de metri. Ai făcut, afa... am făcut mai Am mai... mult afaceri în România. Și am... care a fost cea mai de succes? Eu sunt un bun arhitect și e, afaceri imobiliare, am mers tot o daună bine. Eu am avut o firmă cu limuzine. Cinci cea mai mare limuzine în lume am avut eu. Cu un român. Ale albe, așa, mari? Mare și mică, toate. Mie nu-mi plac, zic că sunt mare. dricuri. Limuzinele, da. cinci limuzine. Când am avut cinci limuzine, nimeni n-a avut limuzine. Dar am mers afacerea, ce să mai... Bine, afaceri, dar băiatul că conducea firma, că n-am să puneam, am avut, avut investiție și joca la casino. Și a jucat <laughs> multe <laughs> și -a am, băgat am avut altă a asociat ziare. Anunț ziar, ziar anunț ziar.ro uh -huh. Am Online avut... sau și print? poate no, nu, no, nu, print și print. Pe, pe, da. Și... Atunci vorbim de 2005 da, 6, când da, când, mergea printul, da. când mergea printul, da. doar eu am apărat peste tot. Dar ce mai bun afacere că am făcut, imobiliare și construcție. Aia mă pricep eu. Unde n-am fost condus de mine, din păcate am pierdut banii. Am făcut altă firmă de catering. Tot am pierdut sub banii. Nu. Acum am inventat că fac meseră, probabil următoare vreau să fac un televizor. Asta, restul. Un mogul de presă, mai nou, Manuel Germani. Și cum ai vedea o televiziune condusă de tine? de un om de afaceri care încă alta, nu s-a... Vorbim de altă alta dată. ok, dar te-ai te, te, te învățat cu șmecherile din România, cu oamenii care ai văzut mai ciugulez, mai te cred... Ascultă, televiziune, televiziune. Nu sunt, vorbesc business. Că sunt 70-80 televiziune. Mai multe. nu atât sunt aproximativ. Cu licență pe teritoriul României? Cu licență, României? da, sunt. Cred sunt. Că mai sunt. mai multe. Bun, poate, da. da. Dar vreau să zic că televiziune are monopoliu 4-5 maxim. Exact. Ok. Iar când făceam la tvr emisiune, am fost indirect. Prima aventură indirect nu fac niciodată. Un mist, că fetele nu face Repetiți? Repetiți. Nu, că se schimbă. Am avut șapte minute schimb. schimbă. N-am seama că fetele șapte minute. Scot haine de roche de seară și bag costum de baie. aranjează un aventură mare. Nu mai am făcut niciodată indirect. Am fost indirect la un TVR. Dar televiziunea m-a băgat foarte restricție TVR. Că fetele la mare nu ar voi cu fuste. Domnul, la mare sunt să de ce nu puste. Adică restricții multe. Și, asta este, am da, televiziunea. Asta am fost TVR. Din cauza asta i-am atunci am spus că cred că audiența vă scade foarte mult. Deci, ce lumea... Nu e pentru fusta, pentru o distracție. Trebuie să fie de tot felul. Adică, așa. Dar tu crezi acum că dacă, de exemplu, Miss Plaja ar fi pe o televiziune gen... Hai să mergem la ProTV, la... Gen Antena Stars. Da. Eu acolo o văd, de exemplu. Ar face audiență? Nu, no, pentru un motiv. Deci, lumea se plictisește și vede fetele de filazul 111? Eventual, un, noi facem o emisiune tot la Antena star. Dar prezentăm fetele câștigători, ce-a făcut, adică... A refăcut da, formatul. formatul. Nu fetele care vin emisiune, mergem, facem cu, cu TVR-ul, am făcut și DDTV și OTV-ul. Am Dar făcut intradă. Apropo de concursul ăsta de mis se fac, mai face... Uh, Bucareș Face nu îi mai face câte un concurs. Nu, nu așa. La, Asta la noi durează o oră, o oră jumate. Nu, nimeni sta o oră jumate să uite la un emisiune. Nu, dar stai puțin. În general, Manuel, dacă mă întreb pe mine, deja este o chestie prăfuită, misul. Adică dacă nu-l faci cu ceva... Da, degeaba-l faci. Degeaba-l faci, corect? Da, da trebuie -ai să ai dar la mine, când facem montaj vreau 10-15 minute, e foarte distractiv. Deci fetele nu sunt defilate. Este perioada de cantonament, fetele nu e la club, la plaja, la joc, la interviu. Adică e și distractiv. E, nu este plictisitor. Ai și o echipă bună acolo de tehnicieni, nu? Ei, sunt, sunt 24 de ani în Mulți înainte, da. da, ai lucrat cu oameni buni. Da. Mi-aduc aminte că și asistentul Andrei Marina a trecut pe la tine, Duiu. Da, Duiu. A prezentat lumea, da. surprize, surprize. Nu, ia cu Duiu, atunci facem 4-5 edis. A prezentat emisiune. și el? Nu, facem 4 5 emisiune. Era red Te, era... fac vedeta. Te fac vedeta. La Luam fetele de di sara, facem vedeta. Am avut altă flash pasiune, am avut altă. Am avut foarte multe emisiuni. Targe la dreapta cu Gabriel Fatu, Facem multe emisiuni. Dar zi -mi un lucru, ai băgat foarte mult. Ai bă, nu, foarte, am mult. bani, am băgat bani. Din, uh, afacerea... Am avut și sponsori italiani, români, foarte puțin italiani, cu cază de modă, da. Dar știi că uh, am cheltuit mai puțin bani în vedere că unde sunt fetele, se cazate, fete, sunt uh, proprietari mele. Ce Asta a, a din... Uh... Asta se duce... Ei, dar tot costă și aia. Costă, costă. Ce da, e cost ai mai investiță. puțin. Mai puțin, Manuel, eu cunosc foarte mulți oameni de afaceri în zona de construcții. Da. Da? Construiesc, ba în comune, ba în orașe mari, ba building-uri, ba mai lucruri. Uh, se tot plâng. Ba că nu este nu știu ce autorizație la timp. Ba. Uh, vin în, în timpul construcției oameni în control și pune să dărâme. Ba sunt probleme, adică statul român sprijină oamenii de afaceri în zona asta a construcțiilor? Nu, fii atent. Te rog. În toate, și în Italia, și în Spania, că am construit, totdeauna construs sunt controlat de la primărie și echipa de primărie, că sunt controlat dacă tu fac proiect conform construit confort proiect. Este logic. Dar în Calitatea fost... de construcție trebuie să fie bună dacă nu cade. Adică este foarte ok. E alta, dar vă te spun și un lucru foarte important. România este de punct de vedere construcție și pentru clădire, pentru cotremur cred că este cel mai tare în Europa, după mine. Eu sunt arhitect și inginer. Vă garantez clădire că se face în România cu o autoritate de construcție. A, ce -a, ce -a făcut, cel mai bun în Europa. Te garantez. Tu zici ce s-a făcut după 2000. Ce acum te obligă să fac? Adică păi Mulți specialist spun că dacă ar fi un cutremur de 7-8 grade, tot magherul e jos. Băi, sunt aici credere vechi. Vorbim de. Deci, tot ce s-a făcut, cu... vorbim de după Revoluție. Da, 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 A, da. Și oricum, după 1977. Adică, clădirile sunt foarte solide. În Italia, noi lumea, încă în contienă, bag patru fiere și prima cotremă cade. Nu. Asta, de punct de vedere asta, românii sunt uh, mult foarte, mult. foarte tare. Adică, clar, mai tare de italiani, te spun eu. Uh -huh. Adică, clădirile în România, deja mai multe clădire, cotremă când am venit, 2004 am venit cu cotremă puternic. Și nicio ofesura. Zero. La clădirea ta din... Uh... mai mult am, da? uh -huh, Pe uh -huh. toate. Adică, nu. Adică asta folosești de. materiale de calitate Numă, și... Nu, nu mi-am materiale. Oricum sunt controlat cu inginiere de inspectori. Adică e ok. Adică trebuie să fie controlat. Dacă nu cade clădiri peste oameni, mor oameni. Cum s-a întâmplat în Turcia? Eu, Ai văzut? Da, da, asta contează. Pentru asta iar sunt foarte de acord. Pentru autorizarea asta sunt tempo foarte lung. Asta da, e și în Italia. Adică nu poți să plângi că în Italia au dat două zile de autorizare. La fel. Peste tot. La fel. Adică eu sunt obișnuit cu asta. Acum am un proiect, acum de trei ani, în pentru un cel mai mare asil probabil, în Europa. Azil de bătrâni. De bătrâni. Am I-am avut în Italia patru. Mare. Dar ai văzut ce scandal a fost cu azilele? Bine, azilele astea nu sunt asile. asta sunt case transformate în asil, E altceva. Conceptul să porneze asil. Ah, da, da, da. Deci au fost case private Sau, și transformate. E o afacere. Oamenii ce fac? Aventureze să-l în clădire, bag în 4 metri 2 6 bătrâni, o clădire care nu are un grădină de 4 metri 2 adică e un, un pușcheria pentru bătrânii care nu are casă. Asta nu e afacere. Deci vedeți cât de sănătos gândește. La, la, că, la mine unde fac acesta, are 10 hectare de teren. Are unde îl un faci? Spațiu în, ce? Vert, în ce loc? Aici, lângă București. Are 10.000 de metri 2 teren, lângă lac, lângă apă, pomii, adică o Asta trebuie să fac. Bătrâne când merge acolo, nu mai nevoie de aer liber. Da, Manuel, dar tu faci un proiect costisitor și bătrânea trebuie să-ți dea un minim 1.500 de euro pe lună. De unde crezi că în România 1.500 de euro? Nu, hai fi atât. Noi, eu proiect am făcut, am stabilit așa stai puțin, hai să stabilim da. rămâi proprietarul acestui cămin de bătrâni sau îl dai mai departe doar N -n îl construiești 90% rămâi proprietar, proprietar. Bun. Da. A, aia, că asta e o discuție interesantă da. deci eu rămân, doamne ferește, eu nu mai am părinți, nu mai am bunici, nu mai am nimic dar să presupunem că eu îmi place ce văd la tine da. și aș aduce-o pe bunica mea okay. cât m-ar costa și ce mi oferi deci cât a costat? Ar costa, zicem, 6-700 de euro. Că nu P e mult. Păi, da, dar nici asta îți explic. Că în România sunt foarte puțini bătrâni care au 700 de euro pensie. Acum toate asile bătrâni sunt presă asta. Asta e sunt? Asta sunt pre 500-600. Da. Păi da. De ce bătrâna? Adică noi trebuie să luăm bătrâna autosuficiente. Nu bătrâna neautosuficiente. Acolo are nevoie de medici, are nevoie de mai multe. Corect. Da. Autosuficient. Adică să stai pe, da, da, da. pe piciorul lor și să meargă la o mență, să ne mănâncă, să socializează cu un altă bătrână. Da, dar da, pe parcurs și se degradează omul, nu? Degradează omul. Dacă ajunge la un nivel neautosuficient, atunci mai încolo mă gândesc dacă o parte de clădiri că sunt foarte multe... Să-l faci de. spital. Nu un spital, face pentru neautosuficient. Oricum, normativ, prevede pentru o cel puțin, nu so, 5% în Italia, de 5% de, de camere, să fie pentru o dizabilă. Uh -huh. Deci nu ți-e frică să te bagi într-o aventură și într-o afacere uh -huh. de ceea ce... Ne-am am avut deja în Italia. În contextul... dat, Lasă ce ai în Italia. Păi, în contextul ce a fost la, la televizor, a ce spătate, a fost... La televizor se întâmplă multe lucruri. E real, acolo a fost real. Da, făsut. real, dar real sunt multe multe lucruri, de ce am fost astil, mă rog, și stat trebuie să vină cu ceva. Adică, de exemplu, în Italia, o parte din banii vine Timp, de la stat, la stat. de acolo sau la banii? De la stat. O parte. O parte e de stat, o parte o părinții. De la părinți, da. De da. părinții, că, de exemplu, un, un bătrânic care are două copii, nu pot să stau acasă lor. De ce? Adică, plătești pe copii, adică copii, că nu sunt mai copii, sunt adulți, să plătești o parte pentru. O... Da, eu oricum, dacă aș. Fi... Acum, e un argument foarte delicat, dar. Exact, da. 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 Oricum, iau proiectul meu, este unul că acum lumea e ușa deschis. Vreau să o parte aduc italiani, cel puțin un 30%, 20%. Parteneri? Nu parteneri, a, de Să vin aici Dar sunt a... Italia, de exemplu, cu 9500, 1000 sau 1000 ceva. Dar dacă îmi dau cu 1000 de euro, sunt mulțumit. Da, dar oricine și-ar dori să moare la el în țară. Bine, sunt mătrinic, nu are copii, nu are părinți. Depinde. De, sunt. De 70 de milioane de persoane sunt și. Oricum, în Italia, acum, aproape 60% oameni are peste 60 de ani în Italia. Așa este. Ai auzit de Irinel Columbeanu? da, om de afaceri da. știi că a încercat și el totdeauna nu înțelegi cum spune că am fost bogat și a venit sărac, eu nu înțeleg nu asta înțeleg. vreau să te întreb da. El n-a -a... urmărit, nici am da, înțeles da. de deci ce a făcut o afacere cu un ciment super, a inventat un super ciment care rezista și era o nenorocire. toți banii a băgat în afacere și a falimentat poți să spun spui ceva? te rog eu, dacă știi că în viața trebuie să, înainte că fac afaceri, gândesc. Orice lucru să fac proiect. Pentru orice afacere să fac înainte proiect. Ia -am, am multe teren, multe clădire, toate firme diferite. Dacă o firmă, că am avut o firmă falimentată, dar nu mă aduce altă firmă în faliment. Odată Firma asta a pierdut banii 3-4 milioane. Am pierdut cu firma 3 milioane. Mm -hmm. Aproape 4 milioane de euro am pierdut când am venit în crizii imobiliare. Dar nu, nu s-a întâmplat nimic în viața mea. Am nimerit fără 4 milioane de euro. Dar nu a adus altele firme la faliment. Înțelegi? Eu niciodată fac o firmă că fac afaceri cu numai această firmă. Sunt diferite firme. În fiecare firmă are o profil profilul terenului, lui. Adică diversificat. Deci unde crezi că a greșit Irinel Columbeanu? Unde ce? Unde crezi că a greșit el? Eu nu pot, ea sunt o persoană foarte precisă. Nu pot să comentați ce nu cunosc. Ce nu cunosc, Adică înțelegi. deja au comentat ceva că nu știu. Tu trebuie să vezi foarte mult parametri că aduce la faliment sau nu, pot, nu comentez că nu știu. Mai mult decât faliment a fost acolo, dar îmi pare da, rău. Nu. No. Zim un lucru, când a fost cea mai neagră criză imobiliară în România? Din când te ocupi tu de așa a, Exact, asta am vrut să spun. Criza imobiliară e ceva foarte normal. Adică se întâmplă în toată lumea, în, în, o să pe tot când există viața. 2000, eu constru la 2003 până în 2007 mergeam cea mai mare afacere în România. 2007 s-a nebunit piața imobiliară. Adică terenul la Znagov, lume, se vedea terenul în pădura la 30 de euro la metru. Și lumea compra. Că a fost nebunie imobiliară. Deci atunci trebuie să intră în in, în Europa, România, lume credea că nu știu ce se întâmplă. Se investa peste tot. Și toată lumea a cumpărat, cumpărat și după 2008, nou a început criza imobiliară adevărat. Iau la clădire că am acum, s-a golit total, aproape. Adică chiriașii tăi? Chiriașii. Chiriașii, afașii nu mergea, aproape gol. Pe lângă asta am, am avut alte clădiri construite, cu o parte de credit bancar și am intrat, am bagat din una de firme, că nu am aduce alte firme. Ok? A avut un criză foarte mare, foarte. Și clar, atunci am pierdut peste 5-6 milioane de euro. Dar nu am nu am intrat în faliment. Nu ai încercat să le scazi chiria oamenilor sau nu mai acum vreau de... Acum e de full, acum afacerile După vremea mere. respectivă pe vremea și după încet, încet a revenit. Au revenit. Da. Sfătuiești un tânăr, nu știu, câștigă cineva, un tânăr de vreo 30 de ani, câștigă un milion de euro. Îl sfătuie să investească în imobiliare? Ce înseamnă imobiliare? Să construiască. Cu... Să construiască. Ah, ok, nu, imobiliare nu semnă cu. Să... Imobiliare poate fi să fie să cumpără ceva. Da, da, și să, să este o... Nu se închide, să transformeze. Adică sunt mai multe lucruri să facut. Că nu e, trebuie să știi ce vrea să fac. Un, Bun, un proiect. Să un proiect. Eu nu sfătuiesc pana un proiect. Trebuie să fac proiect și ved un simular cu cap și vede unde ajunge. De puțin microfonul înapoi. A, așa. Mai, a, ăla e, da, e a. perfect. Deci trebuie făcut cu cap. Trebuie să cu cap un proiect orice lucru se să fac proiect. Iau înainte mine la tine, de exemplu, a spus să aici, am ieri, am gândit unde este, unde parcând mașina, adică... Am înțeles. Adică... Zi-mi un lucru. Uh asta cu închiriatul, acum vreau să te întreb așa, să mă sfătuiesc, să mă, sfătuiesc, să mă întreb. Asta cu închiriatul, hot, regim hotelier, de exemplu să cumpăr una, o garsonieră și să o bag la regim hotelier. E avantajos? Că am văzut că mulți tineri își cumpără cu o garsonieră și pe aia las o bag eu pe booking și pe... E o afacere bună? Este o afacere momentan bune, dar nu pot să garantez pentru mai mult de trei ani. Tu nu poți să niciodată fac previziune pentru un face mai mult de trei ani. Fac mare greșeală dacă fac. deci ce schimba multe lucruri? Nu pot să garantez nimic. Dar eu te spun un lucru. Tot o proprietate e proprietate. Aha, proprietate azi. e proprietate. Adică sfătuiesc că investesc în proprietate, nu în afacere de aventură. Da, uite, și mentalitatea asta. Mulți străini nu au simțul proprietății, nu vor să fie proprietari. Românii, în schimb, au simțul ăsta. Dom'le, vreau să-mi cumpăr să fie al meu. E foarte bine asta. Dar, nu, 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 este vreau Mă, scuza, scuze, mi termen. Ea nu, ea, eu, eu, eu sunt în România, apreciez românii foarte mult. Ea când în Italia, ea, nu, Manuel, ce faci în țara asta de prahat? De ce vorbești foarte urât spre românii Iau apare pe români acolo. A, ai, ai venit un român tu. Nu, domnul. Români nu sunt aici, că sunt aici. Bine, că se foră. Făcut de râs Da. Cu... da Mulți români. De ce? Legii în Italia sunt foarte slab Adică tu, dacă fori ceva, te identifică. Dacă prima dată te lasă acasă, nici probabil nu face nimic aproape. Uh -huh. La două ore, dacă te prind, ai un dosar penal, începe să mă înțelegi. Și pedepsul sunt foarte ușor. Da, aia se duc românii să fure. Merg să fură acolo. Acum, aici, dacă tu fori, după 5 minute a a prins hoțul. Da, da. Da, da adică hoț aici -asta nu... Din de vedere suntem... Ai punctul ok. de vedere asta și construcții pentru Cotremă, România sunt mai tare de Italia, te spun eu. Bun, adică ne Eu, în Italia, eu, eu apreciez român. Adică românii sunt, are, român are un defect. Dacă eu am un, o linie, fac flori aici. Dacă spun românul, asta nu e proprietatea. Nu mai udează flori. Dacă fac aici, că este prezent, udează. Adică mentalitatea să fie a lui. Am înțeles. Manuel, de final spunem un lucru. Uh, misplaja Plaja o mai faci și la anul, în 2025? Miss Plaja, ce mai rocați vând brandul. Vinzi brand. brand niciodată ce să... valoare poate să aibă brandul Miss Plaja acum? Atunci, dacă vorbim de valoare sentimentală, foarte mare. Nu, sentiment, lasă sentimental, lasă-mă da, sentimental. vorbim de, de, business aici. Dacă business, un, un brand trebuie să aduce banii. În proporție de banii care te aduce, are valoare. De exemplu, un clădire că tu închiriezi, dacă clădire valorează 10 milioane pentru construcție, dacă venitul sunt 10 euro, valorează 10%, 10 euro, adică nimic. Adică valoare de un imobil de dat de venitul, nu de valoare efectiv. Mă înțelegeți? N am înțeles. Asta. Acum, valoarea are, că eu am, am, bagat câteva de milioane de euro în misplaj, de când am fondat misplaj. E de vânzare la ora actuală? Nu am făcut de vânzare, am avut odată o ofertă, dar am fost prea puțin, nu l-am vândut. am ah, da, înțeles. dar am, am, fost, am fost cinci și obligați, rămân organizator, în mă rog. Cum vezi tu mijlocul anului 2023? 2024, 25. scuze. 2024. Cum îl vezi tu acum, așa, într-o jumătate? Ascultă-mi, aici ea nu a intrat în politică. Nu vreau politică, da, asta e politică. Politic. Trebarea ta e politică. Nu e politică, vorbim de business. Da. În general. noi, eh, noi, europei, Italia, România, toată țara, suntem sclavo de America. Ok? Ce spune America, trebuie să facem. Asta tu crezi e... în, în, teoria E adevărat, asta este. De deci, ce cu Putin... Eu sunt război în America, e Putin. Nu e război din Europa. Europa sau de Ucraina. Atât oamenii mor acolo, sau război în Medio Orient cu Israel. Cât oamenii au mor acolo? Au un criminal după mine. Gaza, fâșia Gaza. Da, mor oamenii săraci. Ce da. vină are că nu are banii oamenii? Deci bogați? eu sunt bogat, dar nu, 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 mi place lucrul E criminali sunt. Uite, după șoșoacă să te duci tu să, ne, să oprești Nu, rezboar. ea nu intră în politică, decât politică te lovesc, nu. Mersi tare mult, ,ă, Manuel Germani. Urmărim proiectele tale, Miss Plaja. Dragi prieteni, cred că am avut ce învăța și despre business-ul ăsta al afaceri, dar și despre pasiunea lui Manuel. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Atât hai. despre Miss Plaja, atât despre omul de afaceri Manuel Germani, Vă mulțumesc tare mult, ne revedem la următorul podcast on, la următorul podcast on record, nu uitați să ne urmăriți pe TikTok, Facebook cu bifa albastră, dar și pe YouTube Lumea Banilor.